Vasulienii sunt de părere că abandonul școlar se datorează în mod cert lipsei resurselor financiare ale familiilor. Din cauza banilor, una la mână, și a doua, abandonul se face din cauza multor părinți plecați în străinătate și n-au grijă de copii. Îi lasă în seama bunicilor, a rudelor, și cred că devin mai fugi la școală, nu mai să țin de școală. Se lasă că nu mai este, că nu știu ce, că nu știu cum, și se lasă așa influențați și copiii de părinți, și părinții îi lasă așa că nu le mai place nici lor, deci nici lor nu le-au plăcut, cred că, cartea. Sunt copii care le place, de exemplu, la țară și le place pământul. Se descurcă la pământ, că am văzut cazuri. Dar sunt care decad așa, cu băuturi, fumat, fură, fac tot felul de tâlhării, ajung rău în viață. 200 de copii din localitățile Pușcaș, Vetrișoaia, Rădeni și Cârja merg din nou la școală ca urmare a implicării în acest proiect. Proiectul se adresează copiilor care au înregistrat un număr mare de absențe și care se află într-un risc de abandon școlar sau chiar abandon școlar. Copiii vor primi ghiozdane și materiale necesare școlii, a merge la școală, echipament sportiv, din câte știu, chiar și încălțăminte și haine pentru iarnă, deci se asigură inclusiv această parte materială. Iar școlile vor fi dotate în valoare de 1000 de euro cu echipament IT, exact ceea ce școala are nevoie și va solicita dintr-o listă pe care UNICEF-ul o propune. Proiectul, demarat la inițiativa UNICEF, se va desfășura pe parcursul unui an. În cadrul acestui proiect vom desfășura activități de educație parentală la școală, deci nu chemăm părinții aici sau știu în alte locuri, noi ne deplasăm acolo, avem activități de formare, activități cât să determinăm părinții să înțeleagă ce înseamnă educație pentru copilul lor, cum trebuie să procedeze să-și susțină copilul la școală. Sunt 8 activități în cadrul, spunem noi, unei acțiuni vis-a-vis de educația parentală. Proiectul își propune aducerea la școală a copiilor, chiar dacă aceștia înregistrează repetenții. În același timp, are loc formarea cadrelor didactice.